facem o plimbare în parcul Herăstrău, deși este cerul acoperit, vrem să ne aerisim un pic, să luăm niște aer. Ia uite că, răsare soarele. Aici e pentru luminat nocturn, ca să vezi pe unde se intri în parcul Herăstrău, a cărui denumire vine cu adevărat de la cuvântul Ferăstrău, pentru că era un joagăr aici în trecut, cu vreo 100 de ani în urmă. Era zona împădurită și era un joagăr. Zona era numită la Herăstrău, ca așa se spunea arhaic, și așa i-a rămas numele. Ia să mergem noi să ne plimbăm prin partea aici. Grădina japoneză, Expo Flora, grădina cu trandafiri. Mergem să facem o plimbare pe aici, așa frumos, prin Herăstrău. Herăstrău de astăzi. Uite, domnul porumbaș. Uite-ți cât sunt de cuminței, parcă ar fi la... Hai, papi. Ai găsit ceva de papi, niște sebițe. Papi, dragă, papi. Uite că sunt de drăguț, cum merg ei așa. Uite, aici mai e unul așa, zici că e animal de companie, așa merge pe lângă om, vezi? Și mănâncă ceva semințe, cred că din copac. Uite cât este prieten cu omul. Ia uite. Mai sunt și față câțiva. Alea asta este foarte frumoasă. Și pe toamnă așa e plin de frunze ruginii. Uite ce frumos!